Astăzi, preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Gălpâia. Ierarhul a resfințit biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitate și a săvârșit Sfânta Liturghie. În urma efectuării a numeroase lucrări la lăcașul de cult din Gălpâia, precum și în jurul acestuia, am venit la invitația părintelui paroh Mihai Dobocan. Am resfințit biserica, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și de asemenea am avut și o hiritonie de diacon. Biserica actuală a localității a fost construită între anii 1930-1938, fiind târnosită în data de 13 iunie 1939. Este o zi de mare însemnătate pentru comunitatea noastră, pentru că astăzi se împlinesc 80 de ani de când episcopul Nicolae Colan a sfințit această biserică în anul 1938, iar astăzi rememorăm acele momente prin resfințirea pe care Părintele nostru Petroniu a făcut-o acestei biserici, numai lucrărilor, atât în exterior, prin schimbarea acoperișilor și tunul bisericii, prin amenajarea a două terase și a magaziei pentru centrală, cât și lucrările din interior, schimbarea pardoselei, candelabrele și înfrumusețarea bisericii cu cele necesare cultului. La finalul slujbei, episcopul Sălajului i-a acordat părintelui paroh o diplomă de apreciere. De asemenea, au mai fost oferite diplome membrilor Consiliului Parohial și tuturor celor care au ajutat la restaurarea locașului de cult.